sera din nou tuturor telespectatorilor Capital TV și evident și telespectatorilor emisiunii Puterea Cuvântului. Spuneam în prezentare, în preambul, în duplexul anterior că încheiem săptămâna. În realitate noi o și începem. Dar o roșim cu teme politice. Ura, a spune. Doamne ajută, ultima emisiune politică din campania electorală. Probabil că toți avem o strângere de inimă atunci când Parcurgem etape electorale pe care nu le simțim aproape și mai mult, nici nu le simțim agreabil în, în această postură. În această seară, după cum v-am spus, Consilierul Județean PNL, Adrian Zvâncă, reprezentantul generației tinere din politica actuală. Domnule Zvâncă, bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația. Sunteți obosit? Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara și telespectatorilor noastre cum să spun, nu mai mult decât în alte zile. Până la urmă și zile de campanie sunt zile de muncă, cum sunt cam toate zilele săptămânii. Deci sunt obosit, dar nu mai mult decât în alte zile la ora aceasta. Mi-am permis să apreciez că nici spectatorii, cei care nu fac parte din spectrul politic, nici eu nu ne simțim chiar agreabili în perioada campaniei electorale. Cum se simte un politician în perioada campaniei electorale? Un politician în perioada campaniei electorale se simte presat de rezultate, ca să spun așa. Până la urmă, munca politică se cuantifică în rezultate electorale, iar acum este un moment de scadență. În aceste momente putem afla dacă ceea ce am făcut noi, dacă ceea ce am încercat să transmitem oamenilor a, sunt lucruri pozitive și au un efect benefic asupra populației, doar așa putem să-i convingem pe oameni să... În primul rând să voteze și în al doilea rând să ne voteze pe noi. Da. E o campanie destul de dificilă. Uh -huh. Campaniile europarlamentare sunt, să zic așa, mize electorale destul de îndepărtate de interesul cetățenilor. Se vorbește Prin de interesul des... imediat. De interesul ce... imediat, de da. Se vorbește de strategii pe termen foarte lung, pentru că strategiile ce se fac în cadrul Parlamentului European nu vor avea o finalitate să spun, într-un ciclu electoral, ci din contră dar, totodată, trebuie să înțelegem și importanța acestor alegeri, pentru că, exact cum vorbeam înainte să intrăm în direct, ele vor hotărâ viitorul copiilor noștri. Oamenii pe care îi trimitem acum să ne reprezinte în Europa sunt cei care vor, vor dicta direcțiile de dezvoltare ale României. Foarte importante, de altfel, alegerile. Am spus-o într-un dialog cu un cititor al gazetei de dimineață, de data aceasta. Că e important să comunicăm și că ne place sau nu ne place, politica face parte din viața noastră. Face parte directă din viața noastră pentru că orice stat este condus politic. Rolul nostru al mass media, rolul nostru al cetățenilor, fiindcă, după cum spuneați, rezultatul muncii dumneavoastră este cuantificabil 100% în voturi, mai ales în campaniile electorale, este să. Nu permitem clase politice să derapeze de la interesul național, a spune eu, referindu-mă de data aceasta grosomodo la alegerile europarlamentare. Vorbim despre un interes național, domnule Zvâncă, în aceste alegeri, poate mai mult decât în alegerile locale sau parlamentare, fiindcă România trebuie bine reprezentată. România trebuie să aibă oameni de lobby, trebuie să aibă oameni responsabili care să conteze în economia politică de la Bruxelles. Înțelege electoratul această miză? Fiindcă, mai fac o paranteză cu scuzele de rigoare, spuneam că nu există motivație imediată pentru electoratul României. Omul cuantifică nevoia sa prin partea financiară, în cel mai. Uh, în cel mai apropiat aspect al vieții cotidiene. Da, exact cum a spus, eu cred că lucrurile sunt un pic chiar mai profunde de atât. Politicul, până la urmă, este intesența economicului sau economicul este efectul politicului. Trebuie să privim cu foarte mare atenție partea asta politică. Există un dezinteres foarte mare pentru spectru politic, deși, cum știți și dumneavoastră, și sper să înțeleagă și, și cei care ne privesc decizia și influența politică a electorului sau a celui care votează este extrem de importantă pentru viitorul societății. Din păcate, să spunem, anii ăștia au dus așa la o disipare a interesului pentru, pentru politică și datorită multiplelor scandaluri și traseismului politic și a nenumărator sau îndepărtarea partidelor de doctrină, de principii, de idealuri. Toate au dus la îndepărtarea electoratului de politică și pe bună dreptate, nici nu putem contesta lucrul ăsta și asta a făcut ca și bineînțeles și criza economică în care suntem de... vorba, avem imediat 10 ani, nu? îi determină pe oameni să nu mai privească atât de departe în viitor, să se gândească mai mult la ziua de mâine decât la importanța de a alege și la importanța de a se alia unei idei sau unui ideal în așa fel încât viitorul lor să devină mai bun peste o perioadă de timp. Discutam tot înainte de emisiune că din păcate există această tendință spre o politică aruncată în derizoriu, spre o manipulare grosolană, spre o dezinformare, spre o intoxicare și una dintre ele, cel puțin așa pare la momentul acesta pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru teritoriu, este că imediat după alegeri, USL-ul se va întregi. Este adevărat domnule zvâncă, sunteți reprezentantul unei aripi din USL, PNL-ul. Credeți în uh, această declarație? Uh, e un joc al politicii pe care noi, cetățenii de rând, nu înțelegem? Uh, am spus-o de mai multe ori în decursul timpului. PSD-ul și PNL-ul sunt două partide diametral opuse. O alianță între cele două partide nu se poate face decât pe niște scopuri precise. Scopul alianței USL a fost înlocuirea acestui regim, nu să spunem, PDL și Băsescu. Deși personal nu sunt de acord cu... Uh, o idee de genul ăsta. Până la urmă, când vrei să generezi schimbare, trebuie să te raportezi la ceva, nu să-l locuiești pe cineva. Trebuie să te gândești că vrei să duci țara undeva sau în orice domeniu ai fi. Trebuie să-ți un, un, să stabilești un obiectiv și să-l atingi, dar obiectivul ăla trebuie să fie ceva creativ, nu gen schimbarea lui Băsescu. Nu cred că schimbarea lui Băsescu va face sau schimbarea PDL-ului uh, va rezolva problema României automat. De asta spun, uh, alianța cred că a fost uh, gândită, din punctul meu de vedere, un pic uh, nenatural, cu un obiectiv care, până la urmă, acest obiectiv se va îndeplini cu voia sau fără voia noastră, pentru că Traian Băsescu își va încheia mandatul... Se pare că fără voia dumneavoastră... <laughs> Uh, nu, văd, nu văd care ar fi scopul usl ului în momentul actual. Uh, singurul... Credeți că ar mai exista vreo posibilitate de reconciliere uh, a. poate nu se mai numește alianță. Nu se nu mai numește Uniune, poate se va numi alianță? Uh, alianțele politice sunt normale, dar sunt normale în ideea în care fiecare își reprezintă, să spun, partea lui de electorat. Eu aș fi de acord cu alianța cu PSD-ul, nu contează că s-ar numi USL sau în orice alt mod, atâta timp cât Partidul Național Liberal ar reprezenta prin oameni, oamenii care au nevoie de politicile de dreapta atâta timp cât uh, uh, poți interveni în actul guvernamental, în actul legislativ, să scoți produse legislative care să ajute dezvoltarea economică a României. Măsuri care să ajute dezvoltarea economică a României. O alianță doar de dragul de a schimba pe X cu Y, nu cred că și-are rostul. Insist pe întrebare. Credeți că se va întâmpla? Politicianul din dumneavoastră crede că... Uh, pragmatic va să răspund, pragmatic. Da? <laughs> Va mai exista vreodată vreo guvernare hibridă PNL-PSD? Vor mai exista guvernări hibride PNL-PSD. Asta poți să vă dau și înscris dacă vreți. Până la urmă, actul de guvernare implică astfel de alianțe. Nu cred că până la alegerile prezidențiale va mai exista o alianță între PNL și PSD cu acest scop al alegerilor prezidențiale din toamnă. Cred, în schimb, că în urma legilor europarlamentare, dreapta va începe să se cristalizeze în urma unui lider. Și așa este și normal. PSD-ul a devenit atât de puternic pe partea, pe partea stânga a politicii, încât dacă dreapta nu se va, nu, va, nu se va cristaliza în jurul unui lider, că acest lider va fi Cristian Antonescu sau un altul, vom vedea în urma rezultatelor de la europarlamentare. Dar este neapărat necesar ca dreapta să aibă o poziție și o să-și arate forța până la urmă. Altfel, electoratul de dreapta va fi total nereprezentat și va fi la mâna politicilor sociale. Cum este? Cum este altfel, și acum. Cum da. este de altfel? Politica românească, spectrul politic românesc este împărțit pe aceste șicheri, dreapta stânga. Politicianul, tânărul politician, noua generație de politicieni de politicieni pe care îi reprezintă, pe care o reprezintă Adrian Zvâncă, Admite teoria că PSD-ul este un partid de stânga? Din punctul dumneavoastră de vedere. Tot pragmatic și dacă vreți în funcție de ceea ce etalează PSD-ul. Nu, partidele s-au... sau detașat puțin de partea asta doctrinară strictă, dreapta și stângă. Există un mix de politici la fiecare partid. Cum la PNL există o parte de politici sociale, nu poți să le excluzi, nu poți să fii un om de dreapta pragmatic care să stabilească concurența, este totul și nu contează ce rămâne în urma acestei concurențe, pentru că va duce și la derapaje acest lucru, exact cum politicile sociale folosite abuziv vor duce la consumarea resurselor țării până la urmă. Și asta Doamne se întâmplă și întâmplat. acum. Da, Evident. se întâmplă și acum de 20 de ani. De asta avem datoriile ce le avem, că altfel nu, am fi și noi pe excedent, nu pe deficit. E logic. De asta există un mix de politici. Diferența între cei de dreapta și cei de stânga e, e cât de mult din mixul de politici este pro-economic sau pro-social. Eu cred că România, dacă în momentul acesta al unui nou început de ciclu electoral, că putem lua, așa, dacă luăm de la piramidă în jos, ar fi începutul unui nou ciclu electoral, a, 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 acest moment așa al alegerilor exact. europarlamentare. Dacă în acest moment nu vom înțelege Că este nevoie de politici economice, de politici de dreapta care să genereze uh, plus valoare, care să genereze progres și vom rămâne tot în politicile sociale care ne sunt convenabile, pentru că sunt ușor de aplicat și au un rezultat ne electoral rapid. Pe o, pe o idee falsă, pe pe o idee falsă bineînțeles. Falsă. Da, dar a, electoratul, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră sau dacă aș fi, să spun... Uh, Directorul postului de televiziune și v-aș întreba, doamna Ramona, nu vreți 10% mărire de salariu sau de pensie? A, ați putea să mă refuzați? N-ați putea să mă refuzați. Ar fi absurd. Oricine ar accepta chestia asta. Dar trebuie să înțelegem că cei 10% trebuie să-i producem. Ori asta e diferența între o politică de stânga și cea de dreapta. E greu să te duci să-i spui cuiva, trebuie să muncești ca să câștigi și mult mai ușor să-i spui, trebuie să câștigi. Noi te ajutăm pentru că... Acesta este rolul nostru. Asta e rolul când nostru. vadul. Da? De asta politicile de dreapta în ultimii 20 de ani au fost foarte greu aplicate în România. De fapt au fost două momente când s-au aplicat și nu cum să vă spun, au, fost, au venit în urma unui antivot, da, pentru că oamenii au votat niște persoane, nu neapărat că s-au gândit la o doctrină, dar dacă nu va exista ruperea aceasta de 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 situația în care suntem, Sincer, chiar cred că copiii noștri nu vor avea o șansă în România. În România. România. <laughs> Bine că suntem măcar o țară europeană. Că atunci ar putea. Pot circula uh, liber, fără să uh, cerșească o viză la o ambasadă al unui alt, uh, al, a, a altui stat. Ar, ar, că... ar fi bine să fim o țară europeană și din alt punct de vedere, nu numai din faptul acesta că putem migra foarte ușor, ci din contră cei care. Și asta, asta ar fi rolul important al europarlamentarilor. Cei care merg acolo să încerce să atragă politici europene pentru România să reușească cumva să se cum să zic, să, să rupă România de, de dependența asta 100% de cum să spun, ec, ec, economicul ăsta subversiv care vine din comunitatea europeană. Eu înțeleg, înțeleg și sunt vin din mediul de afaceri. Eu înțeleg concurența. Eu înțeleg că trebuie, piața asta europeană trebuie să fie liberă, dar totuși trebuie, dacă nu putem interveni la nivel de concurență, să facem niște măcar niște politici de, în care uh, produsele românești să, să, să ajungă în conștiința populației, că e important să cumpărăm ceea ce producem noi, nu ceea ce produc alții, că e important ca noi să facem exporturi și să muncim, dar din păcate... Cam toate se, se rezumă. E o mare bucurie Poate când vine un supermarket și se deschide. Poate că partidele de stânga ar trebui să semene măcar și acest simț național, dar nu o fac. Știți ce este paradoxal și aici intervine nu numai rolul dumneavoastră, ci și uh, uh, rolul unor organizații. Fiindcă există foarte multe organizații de conștientizare, de responsabilizare, de informare corespunzătoare sunt de acord că politicienii pot dezinforma și se pot folosi de orice pârghie de manipulare și intoxicare. Nu sunt de acord că nu există contracandidați în societatea civilă, cei care să contracareze aceste intoxicări. Paradoxal, socialdemocrația înseamnă politici sociale. Într-o teorie primară, toată lumea știe că liberalii sunt bogătanii, iar socialdemocrații sunt cei care țin cu clasa muncitoare. Culmea, socialdemocratul se coboară din jeep și uh, face bai în jacuzzi într-o vilă și vine să-mi facă mie politici sociale. Cum poate un electorat, domnule, sunt și dumneavoastră un electorat, un reprezentant al electoratului, să digere o astfel de castană fierbinte? -o țină, că nici nu apucă să o bage în gură. E, până la urmă, aceste situații nu sunt foarte cunoscute electoratului. Uh, Dar de ce nu? De ce nu? Nu știu, asta ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră. De ce nu, doamna Ramona Roșulescu? De ce domnulez, nu, nu arătați dumneavoastră aceste eu situații? Vă rog frumos, mă simt. Ca reprezentat dreptul, al, al presei. Care al presei, mă simt de dreptul rea pe acest segment. Este foarte normal. Foarte bine faceți dacă faceți acest lucru. De ce dumneavoastră nu conștientizați diferența între cele două părți ale politicilor? Eu conștientizez foarte bine acest lucru. De ce lucruri? nu conștientizați în teritoriul electoratul? În, în teritoriu, pentru că în politica românească, să spun, 80% dintre cei care fac politică suferă de o boală numită oportunism. Nu se raportează la doctrină sau la idealuri sau la a reprezenta pe cineva se raportează la să se reprezenta pe ei înșiși. Asta trebuie să înțeleagă electoratul. Este trebuie uh, prezentă în toate partidele, toate partidele politice. politice. Nu am zis că numai cei de la PSD au problema asta. Această problemă este peste tot. Eu vă întreb cum se explică, da? Cum se explică că un personaj politic și să numărați în piața asta politică poate să fie astăzi cel mai mare liberal, să l luăm de la liberali, mâine să fie la PPDD un mare populist, sau nici nu știu exact la ce doctrină se raportează pe PDD-ul, probabil la doctrina pe care o scrie Dan Deaconescu. Tot și de adoc... adoc... cred că merge în latura stângă. Și apoi să devină un știu ce, chiar mă mir că dintre cei care au trecut pe la toate partidele n-au ajuns la UDMR, probabil acolo nu-i primesc, că nu știu limba. Dar o... altfel, nu văd cum poți să fii și totuși să ieși în fața electoratului, să susții ideile noile idei ca și cum ar fi cele mai bune și ca și cum trăiești cu ele din totdeauna și electoratul să te și voteze. N-am să înțeleg niciodată. Deci eu vă spun cu mâna pe inimă, când voi renunța la politică, dacă voi fi dezamăgit, în acest context da, renunțați la Voi politică. renunța la politică, voi renunța de tot. Nu va exista să Plec de la un partid Rămâie la altul. înregistrarea, știți? Da, pe tocmai venim de asta cu, o să că... fac. cu înregistrarea dacă, dacă nu este așa. Uh, oamenii politici care au apărut în ultima perioadă pe scenă, se spune despre ei că nu vorbesc românește. Sunt tinerii, cei care uh, au intrat în politică dintr-o nemulțumire, dintr-o mâhnire, dintr-o... Uh, sufocare a situației înconjurătoare. Aceasta este teoria. Chiar și a oamenilor culți, a intelectualității. Degeaba se chinuie că nu vorbește românește, adică nu vorbește pe limba electoratului. Nu promite. Da, probabil există o greșeală a tinerei generații. Da, pentru că, din păcate, cei, cei dinaintea noastră promit foarte ușor și se țin foarte, rare, foarte rar de promisiuni eu sunt de acord să nu promit, deși poate voi fi nevoie să rămân la un nivel în politica mică, ca să spun așa, fără să pot evolua, dar prefer să fac acest lucru decât să evoluez și să stau în urma mea și să am așa, să zic, strângeri de inimă. Înainte de pauza publicitară, vreau să mai smulg un răspuns de la dumneavoastră, tot pragmatic. Credeți că tânăra generație se va molipsi de la mastodonții politicii sau vor reuși să clatine un pic acest mastodont al politicii, politicii românești atât de 20 de ani care nu confirmă că până la urmă despre asta discutăm dacă vreți să discutăm despre politica românească din, din ultimii 20 de ani, vă spun, eu am intrat mai târziu în politică, dar am reușit să văd un zid de oameni, oameni care tot se trag din Partidul Comunist Român, nu se trag din alt partid. Rămânem pe Partidul Comunist Român, rămânem pe zidul pe care, zidul uman, pe care îl zărește și cu siguranță îl și pipă Adrian Zvâncă după o scurtă pauză publicitară, așadar, analiza clasei politice românești. la puterea cuvântului, am văzut înainte în ultimele secunde din publicitate, un îndemn pentru o viață sănătoasă, mânca sănătos. Pentru o viață decentă, acționați responsabil și dumneavoastră și ei. Așa că, domnule Zvâncă, să acționăm responsabil și să revenim la politica matură. La politica pe care ne-o dorim, cel puțin noi doi, cred, fiindcă facem parte dintr-o altă generație, să se deruleze sub ochii noștri aici în România și să aibă și, sau să și confirme, cum spuneam, fiindcă Indiferent ce îmi spune mie, orice politician trecut de 50 de ani, care uh, are în spate un PNL, un PSD, un PMP, un Ciorfi, nu mă interesează, pentru mine nu este credibil dintr-un singur motiv. Nu au confirmat. Iar confirmarea unui politician constă în rezultatele guvernării. Iată, în anul 2014, noi, în județul Hunedoara, uh, cam hăbăuci de cap. Nu ne prea știm direcția și nu prea știm dacă ne putem baza pe economie. Vom discuta despre economie dar revenim la subiectul pe care l-am promis telespectatorilor. Rădăcina comunistă. Ramificațiile comuniste și pilonii comuniști rămași în formațiunile politice. Cât de, cât de greu vă este să-i ocoliți? Um. Da, în primul rând nu încerc să-i colesc, ci în frunt, așa să spun, bărbătește. <gântu -i> nu, nu încerc neapărat. Există, există o, o o sumă sau o pătură de politicieni, într-adevăr, din ce în ce mai redusă, pentru că, să spunem, timpul ne ajută din punctul ăsta de vedere. Natural! Natural, dar totuși cu o influență foarte mare. Ei se află în toate partidele politice. Sunt cei care au făcut și politică și, și înainte. Mai sunt și frați. Mai sunt Mii și sunt frați sunt, în diverse... Da. umbilical în uh, interesele personale. Da, prin diverse asociații. Fie că sunt, să spunem, asociații cochi albaștri sau asociații fratești. de sau frățești. <laughs> Dar există o mare, o mare colucrare și o mare comunitate, în așa fel încât de fiecare dată ies aceleași persoane indiferent ce s-ar întâmpla sau iese exact cine trebuie. E o luptă foarte grea pentru generația noastră. Uh, nu putem spune nici noi până la urmă că nu am fost atinși cumva puțin de, de, să spun așa, de viciul ăsta al comunismului, din păcate noi invers, având o ură și o adversitate față de acel tip de om și de acea generație, cred că cei care vor putea până la urmă să fie echilibrați sunt cei care n-au avut nicio tangență cu comunismul, nici să, de să le fie perfect indiferent uh, situația acelor persoane, în așa fel încât să poată gândi, uh, să spun, liber. Simțiți că avansați în, în uh, interiorul partidelor politice? Voi cei cu suflul nou? Da, avansăm. Sunt câțiva care, să spunem, au ajuns destul de în față. Uh, nu pot să spun că nu, nu există destul de mulți care avansează. Se simte suflul nou, noi generații. da, Sunt oameni cu care te înțelegi în alt limbaj, cu care pragmatic poți discuta din, să zic, în două-trei fraze, poți ajunge la o concluzie, fără să fii nevoit să să, spun, să te apleci prea tare în fața biroului, ci doar cu o strângere de mână și cu o promisiune poți rezolva multe lucruri. Sunt din ce în ce mai mulți, pentru că este normal să fie așa, dar va mai dura o perioadă până când, să spunem, la politica de vârf vor ajunge persoane care să și decidă pentru toată lumea în acest spirit cred că va mai trebui să așteptăm puțin. Din păcate, părerea mea personală, cei care conduc astăzi, la nivel de imagine, partidele politice, au în spate alți oameni care sunt tot care? din acea pătură și care, cum să spun, sunt puși așa un fel de interfață în fața electoratului. Ca... Deci, de fapt, conducerea efectivă nu se află în mâna, mâna noii generații și între cei care sunt interfața, cei care vedem pe posturile naționale de televizor, tineri și care au idei și idealuri, între ei și ceilalți tineri din partide care sunt la baza partidelor și electorat, există o pătură care se subțiează pe zi ce trece de oameni care au fost școliți în școlile de partid. Și dacă subțirea s-ar produce mai galopant, poate că ar fi mai bine pentru toată lumea, fiindcă, în definitiv, mi-am adus aminte o replică um, uzată frecvent eu am auzit-o chiar acum 11 ani de la un personaj care a ajuns la o vârstă onorabilă a avut funcții decizionale berechet și politice și administrative mi-a dat o replică halucinantă pentru mine la acel mom moment Fetiță cât am furat eu, asigur viitorul a două generații. Și eu merg la pușcărie trei ani. Tu? Mare mi-a fost surpriza, Adrian Zvâncă, să văd după șase ani că personajul meu, care m-a blocat intelectual la o astfel de replică, a primit o pedeapsă de închisoare de trei ani. Trei ani. Sunt întâmplătoare situațiile acestea? Nu sunt sunt generațiile, Are... sunt personajele uh, cheie, decizionale pentru mine, tine, România, care nu mi-de pierdut. La ei totul e cuantificabil în avere și un confort asigurat. permiteți vă să vă spun că ați fost și norocoasă că ați găsit un personaj care și asumă faptele, pentru că marea majoritate au, au trăiesc cu convingerea că ceea ce fac este foarte bine pentru ceilalți și rămâi până la urmă, te duci acasă și te gândești omul ăsta chiar crede ce spune sau își bate joc de mine? Deci dacă și-a asumat ce și a spus, domnule, am furat, într-adevăr, este o inechitate între pedeapsa ce o primesc, ce-a și primit-o și ce-a furat, este o persoană care și-a asumat până la urmă lucrul ăsta. Marea majoritate nu-și asumă. Gravitatea pentru mine a fost că omul respectiv conștientiza situația în care se află, îi se părea o normalitate și se uita la mine ca la un nimeni. Pentru că eu, de fapt, în ecuația 1 la 1, eu eram necunoscută. Eu eram anormala. El era normalul interesant mod de, de gândire și de, de viață în România până la urmă. Da, este paradoxal pentru că, și nu întâmplător, pentru că cei care sunt în legislativ, în legislativ, în parlament, de regulă au grijă ca anumite supape să existe pentru a putea face astfel de lucruri. Și până la urmă este tot vina electoratului, pentru că electoratul e cel care decide un mod de, de, cum să vă spun, de a o face linie politici până la vi, viitoare. Cât timp, să spun, exemplele din societatea noastră sunt Gigi Becali și să spun grei din fotbal sau eu știu, oamenii se raportează și își doresc să fie ca ei, este normal să fie așa. În momentul în care vor conștientiza că, de fapt, nu este ok că mod, acest mod sau acest tip de, de, de uh, cetățean, de, de personaj, de, de știu eu ce, nu, nu este ok, atunci vom, vom, vom reuși să mergem pe o direcție care este normală. Aveți, de multe ori am curiozități, cred că deloc plăcute pentru mine. Am spus-o de mai multe ori și eu mai spun, nu cred că aș fi capabilă să fac politică. Aveți sentimentul irosirii când mergeți, de exemplu, în campanie electorală și observați, nu știu, poate superficialitatea electoratului, poate dezinteresul pentru lucrurile mature, pentru deciziile pe termen lung, pe, la nivel macro, fiindcă la nivel micro sunt ea că ne punem 2 metri de asfalt și nu mai dăm în, în gropi. Faptul că electoratul. Așteaptă întotdeauna un beneficiu, chiar și cadou electoral, pentru a pune ștampila pe cineva. Acest tip de manifestare individuală a electoratului, de data aceasta, fiindcă, evident, culpa este comună, electorat politician. Vă dezgustă? Nu, nu neapărat că mă dezgustă. Mă dezgustă altceva. Faptul că, până la urmă, și cultura asta politică trebuie lucrată, ca să spun așa. Nu poți, accept, nu poți, aștepta ca electoratul să cunoască, să știe ce trebuie să aleagă, atâta timp cât tu nu-i oferi o anumită cultură politică. În așa fel încât să nu se poată, să nu înțeleagă cum ar trebui să se raporteze la politică. Ăsta e modul pe care politicienii îl oferă. Ăsta e raportul între un politician și electorat. Găleata sau kilogramul de făină. Din păcate, ar trebui să existe politici naționale pentru acest lucru, în așa fel încât copiii să învețe exact ce înseamnă politica, ce înseamnă politică economică, ce înseamnă doctrină, să știe înspre ce să se îndrepte, să știe că aceste lucruri le vor, le vor influența viitorul. E o, e o mare problemă. Nu zic neapărat că. cum să vă spun? E, e un lucru care nu a fost lăsat așa din întâmplare un electorat care nu este informat, tot timpul va fi ușor de manipulat. Dacă no, dumneavoastră lucrul la azi... îndemâna politicianului, până bine la urmă. Bineînțeles, bine uh, Și PNL-ul, este cunoscut acest lucru și am fi ipocrit să mințim telespectatorii sau să ne mințim unul pe altul în această emisiune. Și PNL-ul s-a aliniat acestei tendințe de a oferi cadouri electorale. A spus de găleată și mi-am adus Iam. aminte că acum câteva... Mm nici nu mai știu în ce an și dumneavoastră de deați, ani, da. de găleți, cred că erau chiar galbene dacă nu mă înșală memoria da. și mai cunosc spectrul um, culorilor. E ușor să te aliniezi lucrurilor simple, cum spuneam. Cât de greu sau credeți că vor spune oamenii, ați găsit oameni care au spus, nu domnule, de -te, te cu găleata de aici. Da. Dute cu... Sunt? Sunt, da. Sunt chiar foarte mulți, asta rămâne surprinsă. De fapt, masa asta a electoratului care poate fi manipulată este destul de redusă. Dar, din păcate, este foarte importantă în rezultatul votului. Pentru că o mare parte din electorat are, cum să vă spun, o decizie luată. Știu cam ce-și doresc, că-și doresc să voteze un partid de dreapta, că sunt legați de doctrină, că sunt legați de un lider care îi, să spun îi motivează să meargă la vot. O mare parte dintre ei sau marea parte a lor, deja știu ce decizie politică au sau ce decizie de vot. Din păcate, există o anumită sumă, să spun undeva în jur de 10-15%, de oameni care pot fi manipulați. Nu cei nehotărâți care numer la vot, cei care pot fi manipulați. Și aceștia, din păcate, influențează rezulta constant rezultatul alegerilor. Și o să-i vedeți... Cu alte cuvinte, aceștia de 20 de ani încoace decid politic soarta României. Da, cam așa. Da. De ce și, nu și să iasă la Și nu întâmplător o să vedeți că sunt personaje politice care, indiferent, cum am discutat, indiferent de traseismul politic, discutăm la nivel local acum, nu la nivel de președinte al României sau europarlamentar. Dar la nivel local, vă vedea că imigrează oriunde. Nu realizează nimic în comunitatea lor. Te duci 10 ani, nu se vede nimic, da? Nimic. Oamenii trăiesc la fel de prost. Clar, și 14 Dar pe baza... An, o, 14 ani în unele localități din Valea Jiului. Posibil. Dar cu toate acestea, ei ies cu aceeași, sau mă rog, cu aceeași marjă de procent, da? Ies primar în continuare. Păi tocmai asta este. Iau niște algoritmi foarte bine puși la punct. Au un electorat pe captiv. care îl cumpăr, captiv, pe care îl dețin, îl controlează, și asta le îi ajută să uh, ajungă acolo unde își doresc. Cât de bine e pentru comunitate acest lucru? să întrebăm pe păi asta. Cât de bine Din... vă este, doamnelor, domnilor, identificând în fiecare zi aceleași persoane în funcții cheie, și la momentul cuantificării vieții dumneavoastră sociale să vă dați seama că sunteți pe minus. Poate că de aceea, domnule Zvâncă, este foarte important, cel puțin, cred că dacă m face politician, pe această linie aș marja. Cel puțin să conștientizez electoratul să iasă la vot. Absenteismul este cea mai mare uh, problemă a democrației. Cel mai mare pericol. Spunea cineva că România este o capcană. România, la momentul acesta, ca și stat, Reprezintă o capcană. Din păcate, în primul rând, o capcană pentru noi. Pentru noi cei care trăim în ea. Credeți în această teorie? Nu știu ce să spun. Până la urmă în România suntem noi. Din păcate, din păcate e greu. E greu și mi-aș dori să fiți în politică și dumneavoastră, să faceți eforturi. Nu, nu neapărat nu alături de mine în PNL, dar eu cred că e important ca toți oamenii să-și exprime decizia politică. Indiferent că înseamnă doar vot, dar important ar fi să se realieze unor idei și unor politici. Din păcate, partidele politice sunt atât de. cum să spun, atât de puțin reprezentate de oameni care trecând la o parte despre, de oportuniștii despre care am discutat că sunt peste tot și care au alte scopuri în a fi în politică, sunt atât de puțin reprezentate de oameni care își doresc să facă ceva din punctul ăsta de vedere doctrinar sau al ideilor sau al ideologiilor, încât uh, încep să fie lipsite așa de, de esență. Uh, cred că ar fi important toți cei care simt că sunt de stânga să se ducă și să fie în PSD, să-i scoată, pe oamenii elimine. de care spuneați că seara se duc și stau în jacuzzi și peste zi uh, merg cu limuzine, dar ies la televizor și... Vorbesc de politici sociale și plâng, li se noadă lacrimile în barbă de grija unei pensionare care nu poate trăi cu pensia. La fel cum și în partea noastră sunt foarte mulți care nu au nicio legătură cu doctrinele economice, dar totuși își doresc să fie acolo la guvernare în așa fel încât să, să facă totuși jocuri economice. Problema mare în România asta este, oamenii nu mai vor să se, să se identifice cu politica. Și lucrul acesta duce la aceste derapaje. Asta e capcana până la urmă. Capcana pe care ne-o punem tot noi, tot electoratul și-o pune, tot oamenii de rând. E greu să... sau să luăm altfel. Toată lumea uh, spune că în politică se spun foarte multe minciuni. Sau mă rog, e și are și eu anumit... <gântu -i> să nu-i spunem chiar nu la sunt televizor că da... Există. Este adevărat, dar nu putem spune că nu e adevărat. Dar, din păcate, acei oameni nu fac niciun efort ca să schimbe aceste lucruri. Nu am văzut extrem de mulți oameni uh, cu idei care să vină, cel puțin la noi, la Petroșan, la PNL, și să spună, domnului, eu am ideea asta, vreau să fiu alături de voi pentru că am un ideal, o idee. Am văzut foarte mulți care au venit și au spus, domnule, aș vrea să fiu director. Mă eu susțineți? Dar Dumnezeu, oameni care stupă... să vină doar pentru idealuri, să vină să muncească ca să ducem undeva această idee, foarte puțini. Știu și oameni în egală măsură care au avut idei și care și le-au înghițit forțat, fiindcă au primit o ușă în nas, din nou publicitatea vine peste noi. Rămâneți pentru ultima parte a emisiune când vom vorbi despre leadership, pentru că mi-a dat o sugestie un telespectator al Capital TV și despre viitorul granița politicii. Până unde trebuie să meargă politica și unde trebuie întoarsă din drum cu ajutorul dumneavoastră. parte a emisiunii Puterea Cuvântului, politica și granițele ei, graniță care trebuie să se oprească la limita responsabilității și maturității și aici intervine și rolul meu, al dumneavoastră și al lor. Fiindcă ne place sau nu, fiecare individual de data aceasta reprezentă un vot. Electorat. Noi suntem electoratul. Și dumneavoastră, domnule Adrian Zvâncă, sunteți electoratul. Ați votat vreodată împotriva voinței dumneavoastră? Nu, n-am votat niciodată potriva vă din vințe mele. Eu fac parte din electoratul captiv, din păcate, votez totdeauna același partid. Sunt uh, convins Înainte de... a face parte din PNL, votați tot pe, uh, din PNL, votați tot PNL-ul? Uh, da, eu am intrat în PNL din convingere, n-am intrat uh, din alte motive. Uh, am fost frapat din perioada liceului de mă rog, influența acestui partid asupra României în, uh, în perioada interbelică. Uh, am considerat și consider că politicile de acest gen uh, pot duce la progres, exact cum am spus la început. Cred că e importantă și istoria partidului, și latura națională, deși acum să zic că partea asta națională e luată așa un pic în derâdere, cam de toată lumea. E un e, pic, e e un pic ori... greșit când spui de cineva că e naționalist exact ca și cum l-ai înjura. E cred infracțiune, că... chiar. Da. <laughs> Eu zic că tot am vorbit de legislativ și de uh, supapele pe care le identifică ei în uh, bagajul legislativ, să găsească acolo o nișă. Uh, ții cu România, aper interesul național protejezi siguranța națională, ia, intră un pic la o amendă penală măcar, așa, ca să taci din gură un mandat. Da, să, să nu ai voie să, să fii decât european, Nu să nu mai poți fi român. Dar da, da, da <laughs> nu ar fi rău nici acest lucru. Dacă se poate chiar chinez. <laughs> da. Că tot am auzit că există niște tendințe chinezești uh, agresive de a pune mâna pe o parte a văiziului, subiect pe care îl vom dezbate săptămâna viitoare. Da, continuă. continuați. <laughs> continuând. Am fost uh, convins când am venit la PNL și vă pot face și o mărturisire în, chiar în perioada în care m-am înscris în PNL. Uh, am avut uh, întâmplător niște întâlniri cu cei de la PSD, pur întâmpl întâmplător a fost invitat la câteva, să zic, întâlniri așa mai, uh, mai degajate, deci la un par la de șuete. vin, da, la șuete, <laughs> uh, uh, Întâlniri organizate de PSD, era președinte pe atunci Haralambie ne-am întâlnit, am discutat ca oameni civilizați, bineînțeles că la un moment dat, după vreo două, trei întâlniri, mi-aș fi făcut o propunere să mă înscriu în PSD. Chiar îmi amintesc că la momentul respectiv i-am zis că între PSD și mine linia se oprește aici, stăteam pe un scaun și am arătat o linie, așa să zic, virtuală și uh, anumiți prieteni din PD au încercat să mă convingă și pentru că, să spun, exista o anumită, simțeam eu, o anumită, uh, sau mi-a stălit interesul, mi-au stălit interesul acestei situații, am decis că e momentul să intru în politică și am intrat în PNL. În PNL când am intrat, am intrat ca simplu membru, deși, să spunem, nu pot să zic că eram chiar o persoană necunoscută în oraș, nici în acea perioadă, Bine, nu politic, dar eram un mediu de afaceri, eram destul de cunoscut. Mi s-a propus chiar de când am intrat să prea organizația de tineret, dar am refuzat. Am spus că nu vreau să fac ceva fără să cunosc o echipă cu care voi lucra și nu mi se pare normal să conduc niște oameni pe care nu-i cunosc. E potrivit în politică să spui nu la momentul potrivit? Uh... A, din punct de vedere al respectului de sine, până la urmă, sau de a evita penibilul uh, chiar și al situației? Există, cel puțin pot să vă spun din, si, din situația mea, că ar fi greu să mă raportez la ceilalți. Până la urmă, fiecare spune un anumit punct de vedere sau o idee care vrea să-ți o transmită. Uh, au fost câteva momente pe care să spun dacă aș fi luat altă decizie, ar fi influențat într-un anumit fel, uh, să zic, cursul organizației locale, dar tot din motive de, de normalitate până la urmă. Am, am refuzat, am refuzat uh, ofertele respective. Partidul, o formațiune politică, chiar dacă ne raportăm la liberali, unde se presupune cel puțin că uh, aerisirea intelectuală e corespunzătoare, au niște regulamente, au niște rigori pe care trebuie să le respectați. Cât de greu este să aluneci din concesie în compromis în politică, domnule? Depinde de tine. Dacă aluneci ușor din concesie în compromis, poți să evoluezi mult mai repede. Asta pot să vă spun sigur. Dacă în schimb... Pe politică. politică. bineînțeles. Dacă în schimb nu prea ești dispus la compromisuri și la concesii, probabil vei rămâne mult timp în aceeași poziție, iar evoluția va fi destul de, destul de grea. Fiecare abordează acest lucru în funcție de caracterul lui și de disponibilitatea de a face acest lucru, dar, într-adevăr, posibilitățile de, de a avea derapaje se investesc la tot pasul. Este uh, aceste solicitări compromisătoare, cu ghilimele de rigoare, compromisurile da. în politică, sunt frecvente? Sau de ce anume sunt provocate? Nu vreau, și, dacă s-ar putea, să nu aud uh, uh, replici de maniera am făcut pasul respectiv, apropo de traseism, sau am luat decizia respectivă gândindu-mă la binele comunității. Fiindcă eu tot caut binele. atam am auzit binele comunității, de eu tot caut. E cred că e prea mult bine și obișnuindu-mă cu binele, nu nu reușesc să-l mai definesc. Dacă îl căutați, să știți că și la binele astea comunității, probabil acel membru al comunității a găsit binele. Cel care vă spunea că îl face lucrurile pentru binele comunității. Nu, nu, și dumneavoastră Da, se raporta doar la persoana dumnealui. Cum să vă spun, și în interiorul partidelor politice, ca peste tot, există o concurență. Există anumite, să spun, legături între persoane, ca să nu le spun grupuri. Da. ar suna spre altceva. Da? există legături interumane, oamenii se simpatizează și uh, se antipatizează în același timp. Uh, automat, uh, fiind concurența asta în interior, există și posibilitățile de a exista compromisuri și concesii, da? În anumite situații. Trebuie fiind, uh, cum să vă spun, uh, fiind uh, politica Fiind o știință de a administra, uh, persoane și, și o chestie, să spun așa, interumane, este normal că în anumite situații trebuie să faci anumite compromisuri și anumite concesii. Acum, până unde merg compromisurile și concesiile și care sunt scopul lor, sunt două lucruri diferite. Pentru că practic... poți să faci o concesie cu un scop nobil, nobil, dar poți să faci la fel de bine un compromis care să te favorizeze pe tine. Aici depinde de fiecare persoană în parte ceea ce vrea, ce concesii și ce compromisuri este dispus să facă, și care este obiectivul pe care îl are în politică. Pentru că sunt foarte mulți care au un obiectiv foarte clar. În Persoana mea. În avuțirea. Poate că aici ar trebui să fie granița politicii, că tot am denumit sau am folosit acest termen în, în titlul emisiunii. Liderul formațiunii politice trebuie să se, să se așeze. Zic și eu, ca o analiză personală, tocmai pe granița dintre concesie și compromis, mai există lideri? Da, lider există, lideri lider există și vor exista întotdeauna. Modul, sau dacă sunt aleși acești lideri și modul cum sunt aleși e o cu totul altă discuție. Dacă reușesc să, să devină să lider de... și cu titlul omologat. Da, nu, da. <laughs> nu faptul că au, să spun, toate calitățile pentru a nu fi lider. Dar nu președintele cu liderul, de Bine exemplu. Înțeles. Tocmai asta spun. Din nou revin, modul sau societatea a împins și partidele politice la un mod de alegeri în interior care uh, duce la anumite pârghii prin care, să spun, anumiți oameni își pot impune uh, punctul de vedere foarte ușor. Iar acești baron local, care îi vedem toată ziua la televizor, să știți că nu sunt generați de mine, nu sunt de gen, generați de dumneavoastră sunt generați tocmai de acest tip de alegeri din interiorul partidelor. La un anumit nivel, între jos și sus, există un anumit nivel unde când ajungi, nu ai cum să nu ajungi barul local. Influența ta asupra celor de deasupra ta și a celor de sub tine devine atât de mare încât... Te îmbată! E foarte greu să negociezi lucrul ăsta în așa fel încât să nu, să nu derapezi. Dacă vă veți uita, uita pe spectrul politic, o să vedeți că n -n, un anumit nivel este nivelul care produce banilor locali. Că ei ulterior sunt arestați, că pleacă din politică, că nu mai sunt acceptați de ceilalți și sunt schimbați rareori. Dar toți care ajung în, în locul respectiv, deja dintr-o dată acolo o să vedeți aerul, că... Da, acolo este da. Acolo înseamnă dezvoltarea ori, ori, totală a, baron, a baroniadelor, până la urmă. Da. Ori tocmai chestia asta este generată de modul de, de, de alegeri din interiorul partidului. Asta poate favoriza. Înainte de a mă certa eu pe mine și uh, societatea, electoratul, uh, trebuie să pun presiune cu ghilimelele de rigoare, tot pe formațiunea politică, formațiune care trebuie să facă selecția pertinentă a resursei umane pe care să mă prezinte mie. Fiindcă, da, eu ce să aleg dacă îmi scoateți în față doar baroni? Hai, Haideți să facem un studiu de caz, da? Să zicem, viitoarele alegeri Alege. prezidențiale, da? Să ne gândim în Cremu spectru politic, în spectrul politic, da? să zicem, vor fi 4-5 candidați. Modul cum sunt aceștia aleși este vorba de o delegație care poate să fie de 1000, de 2000, de 3000 de oameni. Da? 3000 de oameni care sunt controlați de un anumit număr de oameni. Aceea de la zona rarefiată. De la zona rarefiată, înțelegeți? Și dumneavoastră sau electoratul va fi nevoit să voteze între aceștia. Dacă ar exista o selecție de alt tip în interiorul partidului politic, în da? așa fel încât membru de rând să poată, nu cei 3000 de reprezentanți, ci membru de rând din partidul politic să hotărască el între să zicem, Crin Antonescu, Iohannis sau Călim Popescu Tăricianu, lucrurile ar funcționa mult mai normal. Dar, din păcate, rezultatul este în urma unor jocuri de culise. Și atunci, automat, cei care ies în, 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 în primul rând, le sunt dator celor din rândul doi. Propun, în fața telespectatorilor Capital TV, dumneavoastră, domnule Zvâncă, fiindcă, la momentul acesta, sunteți purtătorul steagului politic în fața telespectatorilor Capital TV și ale misiunii puterea cuvântului, să produceți ruptura opriți tubul de oxigen, da, Probabil faceți ruptura, ceva. Ruptura se va putea produce când voi fi exclus, dacă mai spun atât de multe de adevăruri. <laughs> nu cred că voi putea produce ruptura, oricât nu, de mult mi-aș dori. <laughs> poate că nu în seara aceasta, fiindcă am aflat eu, tot din experiența profesională și umană, că nu se iau decizii radicale în timpul, în timpul campaniilor electorale. Da, Încă da. mai aveți răgaz să vă manifestați, fiindcă cel puțin până duminică nu vă va exclude nimeni că se va produce o mișcare a, a nisipurilor mișcătoare, ca să, ca să mă repet, și nu se asumă nimeni o asemenea mișcare, adică dezechilibru nu este binevenit în această perioadă. Să încheiem într-un mod, într mod, optimist, a spune. Credeți că electoratul se va prezenta la vot? Nu. <laughs> Cred că se va prezenta la vot. Mod pesimist. <laughs> uh, -am nu rugat pot să spun optimist. că nu se, va, nu se va prezenta la vot. Se vor prezenta la vot într-o mică măsură. Trebuie să recunoaștem că interesul pentru vot este extrem de redus în momentul actual. A spera ca o, sau îmi doresc și îi rog să iasă la vot, să încerce să voteze, să... În primul rând să încerce să se îndrepte spre politicile de dreapta să, sau măcar să voteze ceea ce simt, să fie conștienți pe, în perioadele următoare că rezultatul politic este rezultatul votului lor din acest moment. E normal ca din 4 în 4 ani să stăm și să îl înjurăm pe Băsescu sau pe Cine să zic, Năstase sau pe, să zicem, cei care au condus să ne nu ne raportăm la, la... persoană, să da? să înjurăm că nu au făcut nimic. Până la urmă ei au fost validați de electorat. De noi. Scurt, pentru că ne scoate timpul din, din, din studio și mai am o întrebare. Povestea aceasta frumoasă cu acualendurile în Valea Jiului este o promisiune electorală sau chiar se va întâmpla? Este în faza de studiu de fezabilitate, pot să vă spun. Deci, este o aici... intenție, da? deci nu este, nu s-a început construcția coalendurilor, este în intenția Consiliului Județean să se construiască două coalenduri. Dacă ele vor fi finanțate pe fondurile structurale, noi sperăm și avem, să spun, într-un procent foarte mare, credem că avem șansă să fie finanțate, atunci ele vor deveni realitate, dar nu vă gândiți că anul viitor vom face baie în acualenduri. Deci vor dura câțiva ani până când acestea vor, vor ajunge să fie finalizate. Mulțumesc pentru prezență, eu sper pentru mine, pentru dumneavoastră și chiar și pentru invitatul meu din această seară să ne scăldăm în ape limpezi de duminică începând, sau cel puțin de duminică începând, fiindcă dacă nu e limpede, S-ar putea să rămânem la fel de tulburi, și la fel de haotiți, și la fel de dezorientați, și uh, să trăim într-o piață deloc demnă. Nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Părerea mea este că trebuie să mergeți la vot, indiferent cu cine votați. Orientați-vă și votați. Absenteismul nu ne ajută. România este o țară europeană și, pentru că este o țară europeană, trebuie să fie reprezentată onorabil în Uniunea Europeană. Și atunci, de ce să nu fie reprezentată România de votul majorității? Minoritatea a condus țara aceasta 20 de ani. Poate că e momentul să fim români. Așadar, să mergem la vot. Nu contează cu cine votați. Prezența este obligatorie. Este un drept cetățenesc pentru care alții au murit. Puterea cuvântului este dată și de puterea votului dumneavoastră. Noapte bună!